Cezar Petrescu, personalitate prahoveană, născut pe 1 decembrie 1892 la Cotnari, Iași, a fost un romancier, novelist, traducător și gazetar român. Tinerețea lui Cezar Petrescu a fost profund marcată de boală și depresii. A studiat la Facultatea de Drept de la Iași. În ceea ce privește cariera, cu toate că a absolvit dreptul, nu a dorit să profeseze niciodată. S-a spus despre el că a fost primul scriitor profesionist, pentru că toată viața nu a avut altă sursă de venit decât scrisul. A fost unul dintre cei mai de seamă gazetari și unul dintre scriitorii cei mai populari din prima jumătate a secolului al XX-lea. Cezar Petrescu, scriitor fecund, inspirat de Honoré de Balzac, dorea să scrie o nouă comedie umană, o cronică românească a veacului 20. Fiind novelist și romancier, dar și gazetar și publicist, Cezar Petrescu avea nevoie, pentru a-și practica meseria de ziarist, de zarva și agitația orașului. Însă, pentru opera sa de creație, avea nevoie de izolare, motiv pentru care a ales să se mute la Bușteni. Alături de Lucian Blaga, Adrian Maniu și Gib Mihăiescu întemeiază revista Gândirea în anul 1921. Este fondator al ziarelor Cuvântul și Curentul în 1928, director al ziarului România în 1938 și al revistei România Literară. Din anul 1955 devine membru al Academiei Române. Se afirmă ca romancier cu romanul Întunecare, dar fără îndoială cel mai celebru roman al său este Fram Ursul Polar, care face parte din literatura pentru copii. Romanul a fost scris în numai 2 săptămâni, în toamna anului 1932, și i-a adus scriitorului foarte mult succes. Cezar Petrescu obține Premiul Național pentru Literatură în 1931 și Premiul de Stat pentru Dramaturgie în 1952 pentru piesa Nepoții Gornistului, în colaborare cu Mihail Novikov. A fost decorat cu Ordinul Muncii clasa 1. Scriitorului îi plăcea ca în fiecare încăpere să aibă un birou de lucru pentru a putea lucra oriunde atunci când simțea nevoia. Fumător înrăit, Cezar Petrescu fuma aproximativ 60 de țigări pe zi, astfel încât sănătatea i s-a deteriorat cu repeziciune. Își găsește sfârșitul în anul 1961, pe data de 9 martie. Opera lui cuprinde aproape 70 de volume, romane, novele, piese de teatru, proză fantastică și literatură pentru copii, studii, note de călătorie și memorialistică. Întreaga colecție a scriitorului, alături de obiecte personale, organizate într-o expoziție menită să te transpună în spațiul său personal, o poți vedea la Casa Memorială Cezar Petrescu din Bușteni.